Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție, e timpul să vorbim. Discutăm în această seară cu deputatul și președintele Partidului Mișcarea Populară, filia la Giurgiu, domnul Marin Anton. Bună seara, domnule deputat. Sărbuna și bună seara tuturor telespectatorilor noastre. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Nu trebuie să mulțumiți, eu vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. Eu sunt cel care trebuie să vă mulțumesc. Vă mulțumesc cu atât mai mult cu cât ați refuzat o televiziune națională ca să veniți la Giurgiu. Vă stau la dispoziție oricând. Giurgiu e prioritate. Da. Doar la emisiuni? La orice. La orice. Și activitatea de parlamentar. Și activitatea și tot. Și tot. Cât pot să fac eu și cât mai bine sper să fac pentru giurgiuveni. Ați făcut tot ce ați putut? Nu. Nu? Nu. V-am apreciat sinceritatea... La un moment dat, tot într-o emisiune pe care o moderez, când v-am întrebat dacă vă e rușine de cei care v-au ales. Și ați spus că da. Da, tot timp când nu faci ceea ce îți dorești, nu faci nici măcar minimum la care se așteaptă lumea, da. E normal să-ți fie rușine. Dar să știți că v-am suspectat de populism atunci. No. Nu-i cazul. Eu sunt sincer și așa. Nu-i cazul, nu. Cu sinceritatea asta să încercați să cuceriți, că e mai simplu cu declarații din astea sincere. Bine, era sinceră că... Na, până la urmă știm cu toții activitatea fiecărui parlamentar, dar cu sinceritatea asta să cuceriți, așa să zic. Dar mi-am propus să cuceresc prin sinceritate. Propun să cuceresc prin fapte. Prin fapte. Vreau să discutăm de la alegeri încoace, fiindcă înainte de alegerile prezidențiale ați făcut o serie de declarații și o să parcurgem punctual așa câteva din cele ce ați declarat atunci. Încep cu procentul de 15% pe care vă așteptați să-l obțineți. Erați atât de sigur că aproape pariați. Bine, eu n-am crezut... Da. Să-l obțineți susținând-o, să amintim de candidata noastră Elena Udrea, exact. Și de ceea ce s-a întâmplat în campania electorală pentru PMP. De-adevăr, asta a fost dorința noastră. Și cât ați obținut? Și cât am obținut? 5, la Giurgiu, și puțin peste media națională de 5,20. Noi am avut 5,45 la Giurgiu. Dar nu asta e important. Și credeți-mă că am muncit. Dar nu credeați nici dumneavoastră în cei 15%? Ba nu, eu credeam în 15%. Păi pe ce vă bazați atunci? Știu că vi s-au pus pe faptul că în timpul campanii, în timpul ministeriatului Elena Udrea a adus și a făcut foarte multe proiecte în Giurgiu și nu mai trebuie să le repet pentru că au fost făcute și au adus bani. Au fost aduși bani în Giurgiu și pe faptul că avea oarecare trecere și oarecare simpatie doamna Elena Udrea. Și de asemenea m-am bazat pe electoratul băsist al domnului Traian Băsescu, care în mod normal trebuia să ajungă la voturile, trebuiau să ajungă la doamna Udrea. Uite, foarte mult a câștigat Monica Macovei, care dacă nu era Monica Macovei, voturile alea veneau la Elena Udrea și probabil că în municipiul Giurgiu a câștigat extraordinar de mult, la nivel de Giurgiu, la nivel de județul Giurgiu, puțin față de ceea ce s-a întâmplat în țară. Totuși, Elena Udrea a fost pe locul 3 în Giurgiu, după marile partide. Și după doi cei candidați... Locul 3 nu mai contează când vorbim de... Corect, nu contează nici locul 2. V-am mai spus eu. Vă întreb totdeauna, cine a fost primul om pe lună? Toată lumea, 80-90%? Vorbesc de Armstrong. Deja de locul 2, de Aldrin, puțină lume știe. Nu vorbesc de al treilea care a fost pe lună, că deja... Niciunul asta nu știu. Discuția noastră nu contează locul 3 în contextul procentelor despre care tocmai am vorbit, adică 5% pe lângă celelalte procente. Totdeauna contează locul 1. Cine câștigă, ăsta este și jos până la urmă, asta este. În fața celui care a luat locul 1. Așa este, adevărat. Nu de mult, mai bine spus, la sfârșitul anului trecut, declarați că la Giurgiu vă înțelegeți mai bine cu conducerea PSD decât cu cea ACL. Da, pe și da? Acum îl felicit pe... Îl dădeați câștigător pe Victor Ponta. Dacă vă aduceți bine aminte... Eu mi-aduc. La un moment dat am spus că Victor Ponta o să piardă cu toți primarii.
la un moment dat. Credeți-mă. V-ați lăsat așa. Sedus. M-a lăsat sedus așa de atmosferă. Nu uitați că și pe scena politică românească și pe scena politică giurgiuveană, în campanie electorală și între cele două tururi, lucrurile au evoluat și lucrurile s-au schimbat aproape de la zi la zi. Domnule deputat, declarațiile au fost constante, că vă înțelegeți bine cu PSD-ul, că o să câștige Victor Ponta, ați ieșit în conferință de presă, a spus că... Eu votez Victor Ponta. Când turul 2 votați Victor Ponta. Dar eu am spus asta. După ce și-a pierdut alegerile, îi cereați demisia. Vă suciți așa? Nu m-a sucit. Nu. Păi de ce îi cereați demisia? Constant, dacă luați evoluția noastră, dar am fost în opoziție. Și față de putere, și față de cele două putere acum. Până la urmă, Partidul Mișcarea Populară este singurul partid în opoziție și în România. Pentru că puterea e împărțită astăzi între guvern, PSD sau USD, cum vreți să-i spuneți, să le spuneți celor trei partide, și PNL și cu cine, PDL și cu cine mai e în partea președinției. Deci singurii care facem opoziție în România suntem noi. Și sperăm noi... Noi cine? Noi cei de la Partidul Mișcarea Populară. De ce? De ce suntem... Dacă vă uitați și pe postul național televiziune, o să constatați că va fi unul din partea guvernului. Păi din partea, poziția pe care o aveți, unul va fi din partea guvernului, unul e din partea președinției și unul de la noi. Așa. Deci ia, uitați-ne, suntem mici, până la urmă suntem pe locul 3 acolo, sperăm să creștem. Acum un an, apropo, pe 30 ianuarie se împlinește un an de când Partidul Mișcarea Populară a venit pe... Deci nici un anișor nu avem, ca să spun așa. Suntem totuși într-o evoluție, nu cum ne-am așteptat noi, dar într-o evoluție bună. Și dacă o să fim partidul de guvernare în 2016, ce o să spuneți? Cine? Partidul Mișcarea Populară. Nu cred, vă spun, din punctul meu de vedere. Nici când vă spuneam că nu o să câștige cu toți primarii Ponta între cele două tururi, că dumneavoastră luați declarația mea numai înainte de turul întâi, dar între două tururi imediat spre partea finală a turului 2, am spus că Victor Ponta va pierde cu peste 2000 de primari alegerile. Adică nu știu dacă am spus aici sau am spus pe postul național. Probabil pe postul național. Sau la vreo dezbatere electorală, chiar aici s-au spus multe, multe lucruri. Dezbateri, promovări electorale au fost și era, în cine și era în dreapta mea? Era în dreapta mea aici, domnule emisionan, nu știu. La mine, în emisiune. Era în dreapta mea domnul Rădoi. Da. În emisiunea pe care eu o moderam și l-ați ridiculizat foarte tare pe domnul Rădoi. Am mai avut emisiuni și cu domnul îmbrăcat în roșu, domnul Valentin Iliescu, da, care avea un costum care așa intenta, cu șapcă. V-a intentat foarte... un proces. Nu, eu l-am lăsat. Sau dumneavoastră. L-am iertat. După ce a fost pierdut, o chestie. Nu mai aveam cu cine să mă de bat. De spectacol, de campanie. Nu. Chiar aveam de gând. Chiar am avut de gând. Dar dacă câștiga, pentru că am mințit și ei trăiesc de minciună, PSD-ul a trăit foarte mult de minciună, românii s-au trezit și nu o să mai, o să-i vedeți. Domnule deputat, vă contraziceți? Nu mă contrazic, au mințit, dar emisiunea a fost la o televiziune din Giurgiu când a venit el, nu aici probabil. Când a venit el cu o șapcă roșie, nu. Dar de ce așa a ales omul să se îmbrace? Așa ca un caragios. Păi, acum... L-am iertat, să știți. L-am văzut să-l dau în judecată. Dacă rămânea la putere și câștigau prezidențial, dădeam în judecată și câștigam. Dar așa, pe unul care a pierdut, n-am cu ce să mă bat. Mie îmi plac aia tare, care sunt puternic, nu așa jumătăți de normă. Ați declarat... Și Valentin Iliescu. Cu Bădălău n-am, cu Bădălău am avut totdeauna o relație bună și astăzi am, personal am o relație bună cu Bădălău. Și îl felicit pe Bădălău, uite așa, public, pentru banii care i-a dus la sfârșit de an pentru județul Giurgiu. Foarte bine, foarte ok. În mod normal trebuia să primească, fiind pe locul întâi în țară, pe locul întâi, locul 1. Locul 1 e locul 1, vorbeam înainte. Da. În mod normal trebuia să primească cei mai mulți bani
de la partidul de la PSD la nivel național. N-a primit cei mai mulți bani. A primit pe locul, deci el fiind pe locul 1, dar a primit. Dar a primit destui bani față de ceea ce s-a tratat în Giurgiu și eu recunosc și felicit pe domnul Bădălău pentru acest lucru. Dar de ce credeți că nu a primit cei mai mulți bani? Păi nu cred. Știu. Nu. Aici nu ai de ce? De ce? Păi nu. Pentru că luați, comparați cât a primit Telorman și cât a primit Giurgiu. Comparați locul. Dom'le, locul întâi. Dacă locul întâi este la Giurgiu, PSD-ul, domnul Ponta, a avut cel mai bun rezultat la Giurgiu, din visteria dumnealui, că s-a dat, banii care s-au dat, s-a dat din bugetul primului ministru, din fondul de rezervă al primului ministru, da? La dispoziția primului ministru, trebuia cei mai mulți bani să-i dea la Giurgiu. Punct. Nu s-a dat. Comparați că s-au dat. Deci, repet, s-au dat bani și primarii. Telorman. Indiferent de ce opții, Telorman nu e Telorman. Păi, acolo nu. Este domnul Dragnea. Nu și... Da, foarte bine. Și domnul, știe da. Să facă lobby pentru județul din care provine, nu? Chiar e un tip corect, domnul Dragnea, vis-a-vis de acest... Că ce le-a promis giurgiuvenilor, dar trebuia să le dea supliment, pentru că n-au discutat de un supliment de locul 1. Acum să vedem, că văd că sunt tot felul de comentarii la modul cum se cheltuiesc banii. Să nu fie aruncați, că dacă s-au dat atâția bani, ar trebui să regăsească în lucrări în comunele și localitățile județului Giurgiu și nu în facturi dublate, triplate. Da, o să urmărim și o să discutăm. Sunt monitorizați și de alte instituții ale statului, modul cum se după cum se vede în fiecare zi. Ați afirmat că dacă proiectul PMP nu continuă și după alegeri, vă veți retrage din politică. Da. Ce se întâmplă cu PMP-ul acum? Care mai este atmosfera? Ce PMP-ul, faceți? Ce proiecte aveți? PMP-ul are un congres în 8 februarie, peste 2 săptămâni. Da? Da. În care se... Datorită faptului că doamna Elena Udrea și-a asumat eșecul și consideră necesar să facă un pas în lateral, să-și prinde demisia, să vină o nouă echipă ca să dea un impuls nou PMP-ului. Bine, eu care am venit la PMP în primul rând datorită doamnei Elena Udrea, nu am fost de acord. M-am supus deciziei partidului și PMP-ul își va alege o conducere în 8 februarie. Sperăm să vină și domnul președinte alături de noi. Și păi, că noi fără doi oameni, fără Elena Udrea și Traian Băsescu, nu prea contăm. Vom fi noi mari, deștepți și tari, dar cei care sunt purtătorii de imagine, cei care fac un foarte mult bine, cel puțin din punct de vedere al imaginii, sunt cei doi de care v-am povestit, Elena Udrea și Traian Băsescu. Doamna Udrea a spus clar că nu mai candidează la șefia partidului, că l-așteaptă, că domnul Traian Băsescu va veni și are biroul pregătit. Traian Băsescu tace. Traian Băsescu nu se mișcă, nu știm ce face. Corect. Și vreți să vă spun ce face? Da. Vreți să vă... Nu să știu eu. Adică toată lumea nu se am aștepta de unde să și... Eu, domnul Traian Băsescu, din punctul meu de vedere... Și ultima dată când am fost alături de dumnealui, a fost pe 21 decembrie când a plecat de acolo, a spus că are nevoie de odihnă, de căldura familiei, să stea o perioadă cu familia. Și asta se întâmplă acum. Ce va face domnul Traian Băsescu, nu știu eu și probabil că nu știe nimeni. Decât domnul Traian Băsescu. Dacă mă întrebați pe mine, nu fac altceva decât să speculez și nu-mi place să speculez. Și mai ales în legătură cu domnul președinte Traian Băsescu. Ce părere aveți, domnule deputat, de liniștea de la vârf? Nu-mi prim-ministru președinte. Nu-mi place. De ce? Nu-mi place, pentru că totdeauna confruntarea de idei, confruntarea de opinii, păi, și în politică... Nu fi lumea asta sătulă de confruntare? Nu, o să vedeți, dumneavoastră, că într-un an de zile, deja televiziunile îi duc deja lipsa domnului Traian Băsescu. Și acum, chiar dacă tace, uitați-vă la televiziunea, sunt câteva televiziuni naționale care n-au decât obiectiv Traian Băsescu. Obiectiv Traian Băsescu.
domnul Traian Băsescu stă cu nepoții acasă și se joacă cu Sania sau ce face dumnealui, dar televiziunea în continuare discută despre Traian Băsescu și azi au fost foarte supărați când au aflat că s-a clasat, dosarul Flota. E, uite că după 10 ani de președinție a trebuit să vină ziua de astăzi în care dosarul Flota a fost clasat și domnul Traian Băsescu nu mai are nicio implicație. Jubilează domnul Traian Băsescu acum. Nu, totdeauna nu jubilează acum, a jubilat de acum 10 ani. Ce vreau să vă mai întreb? E o chestie care pune pe gânduri pe multă lume. Se vehiculează în presa centrală un termen de 40 de zile până la prăbușirea guvernului Ponta. Da? În presă, în mass media centrală. Da. Știți la ce mă refer. Da? Că vă tot plimbați pe la toate televiziunile naționale. Pe ce credeți că se bazează cei care dau cu titlul de certitudine? Aproape? Pe situația, de fapt, politică, în primul rând, pe situația din PSD. În interiorul PSD-ului, deja știți foarte bine că aripa Vanghelie, cine l-a subestimat pe domnul primar Marian Vanghelie în PSD, a făcut o mare greșeală. De fapt, ei au făcut o mare greșeală când l-au dat și pe domnul Vanghelie și pe domnul Joan afară. Delictul de opinie nu se sancționează niciunde. Chiar dacă au avut de spus ceva, au spus acolo în interior și nu trebuiau dați afară din partid. Primul cu tremur în PSD va fi acesta. Și după cum știți, domnul Joana chiar are două opțiuni. Să preia PSD-ul în forma asta la un congres sau să facă un PSD nou. Noul PSD, așa cum noul spunea PSD, Marian Vanghelie. Partidul Social Democrat și PSD și mai are un am înțeles că mai are un nume în PSD, Partidul Social Democrat nou, nu știu cum se dare. PSD s-a exprimat. Da. Primul lucru la PSD. N-are cum să primul lucru la PSD va fi dat primul cu tremur. Pe scara Richter de 5, va fi dat de domnul Vanghelie. Al doilea, tot de 5 și, va fi dat de domnul Ghiță. Și ca orice mare imperiu, că știți foarte bine în istoria omenirii, imperiile, pe marele imperii n-au fost distruse din afară, de dușmani. Au fost distruse din interior. Asta se va întâmpla și cu marele PSD. Va fi distrus din interior pentru că nu a avut puterea să reformeze, nu a avut puterea să vină cu oameni noi și să asigure cel puțin alegeri libere. Că asta este. Deci primul lucru care va fi detonat. Al doilea lucru va fi dorința PNL-ului, noului PNL, iată alt nou. Noului PNL, de a ajunge la guvernare. Și pentru credeți că e capabil acest PNL care e bipolar acum, Gorghiu Blaga, să preia frâiele guvernului? Nu contează dacă este capabil. Electoratul a dat un semnal foarte tare. În momentul când pleci extraordinar de tare și favorit în alegerile prezidențiale și pierzi la 1.000.000 de voturi cu 55 la 45, cum a pierdut domnul Ponta și PSD-ul alegerile prezidențiale, semnalul populației și obligația PNL-ului nou, inclusiv a domnului președinte, este de a aduce și de a fi pe placul electoratului, în sensul guvernării de către cei care și-au dorit schimbarea. Și, în mod normal, au această obligație. Trebuie să facă și e foarte important modul cum vor negocia ei o moțiune de cenzură care să treacă în Parlament, modul cum vor negocia cu partidele ca să-și poată impune un nou guvern. Și eu cred, nu atât în domnul Blaga, cât în Alina Gheorghiu, cred că este capabilă să facă un asemenea lucru. Dar de noul PSD ca și concept așa, tandemul ăsta, Vanghelie... Ascultați-mă, domnul Vanghelie va avea un cuvânt greu Joana. De spus. Și Vanghelie și Joana. Dar cel hârșionit, cel cu știința la bază, la firul ierbii, în ceea ce privește campania electorală, în ceea ce privește
modul de a obține voturi este domnul Vanghelie. Este mult mai experimentat și eu l-am avut adversar și credeți-mă că este foarte tare. Credeți-mă. Și cred că și noul PSD a ieșit Marian Vanghelie. Va noul PSD, deci noul partid al domnului Joana și al domnului Vanghelie, va pune umărul inclusiv în Parlament pentru a dărâma guvernul Ponta. Și cei din teritoriu ce vor face? Adică Vanghelie a declarat că are foarte mulți adepți. Dacă vă referiți la cei din teritoriu, primarii care au fost luați pe ordonanța 55, vedeți că o să aibă probleme, pentru că cei de la Curtea Constituțională au dat ca neconstituțională și există pericol de a-și pierde mandatele pentru consilierii județeni și locali care au făcut această mișcare. Deja este o problemă în momentul ăsta și probabil că va veni și pentru primari. Deci primarii aia care i-au luat așa pe nepusă masa la foc automat și le-au dat voturi pe bani, că le-a promis inclusiv la Giurgiu. A spus, doamne, mi-aduci 5.000 de voturi, îți dau 5 miliarde. A fost o asemenea negociere. Și spune, ia, asta este un mod și ăsta e un mod de a face politică. S-au onorat de această promisiune. L-am felicitat pe domnul președinte Bădălău. Asta e trecut. Dar ce va face în viitor? Acesta e important. Probabil că va pierde anul ăsta, se va pierde guvernarea. PNL-ul își va impune un nou guvern și un nou prim-ministru. Acum să vedem cine va fi noul prim-ministru, cine și cum va fi realizată o coaliție nouă de guvernare. Eu să fiu în locul domnului, eu dacă eram în locul domnului Ponta, în mod normal trebuia să plece. Trebuia să plece și PSD-ul în perspectiva alegerilor din 2016, perspectiva alegerilor locale și generale, aveau mai mult de câștigat. Dar s-au mulțumit cu câștigul imediat. Dacă nu era prim-ministru domnul Ponta, probabil că acum era în Dubai și își continua concediul ăla imediat după alegeri și mai plângea puțin pe umărul cuiva de acolo, să nu zic eu cui. Și asta e. Deci PSD-ul punct și de la capăt. V-am văzut dezbătând în mai multe rânduri situația dezastroasă din punct de vedere financiar pentru mulți, mulți români care au accesat credite în franci elvețieni. Da. Ce părere aveți? Am aceeași părere. Băncile au speculat oamenii sub tutelajul băncii naționale. Și cum s-a numit produsul domnului Vântu? FNI. Este un FNI bancar. E un FNI bancar. Băncile au venit cu un produs foarte tentant, nu numai pentru oamenii simpli, ci și pentru oamenii mai avizați. Banca Națională n-a luat nicio măsură la acel moment, nu a avertizat pe nimeni, deci are Banca Națională partea ei de vină. Și acum cu cine spune, reprezentanții Băncii Naționale spun în gura mare că românii nu au educație financiară. Totodată spun și că i-au avertizat pe români să nu acceseze credite în monede exotice. Exotice, era vorba la vremea respectivă de ienul japonez. Da? Francul elvețian n-a fost niciodată o monedă exotică. Până la eu chiar cred în faptul că acest produs a fost prezentat intenționat și este o formă urâtă de comportament economic al băncilor pe piața românească, care în loc să se preocupe să dea credite pentru viața economică, pentru tot ce înseamnă producție, s-au ocupat să speculeze exact ca domnul Vânt un FNI românii de cum or fi ei. Directiva 17 europeană, care va intra în vigoare în 2016, spune clar că riscul valutar trebuie asimilat de bancă. Adică, să fiu pe înțelesul tuturor, că în momentul în care te-ai împrumutat la bancă într-o monedă alta decât cea națională,
și se în contract se specifică valoarea monedei la un anumit curs, acela va fi pe tot parcursul derulării contractului de finanțare. E directiva 17 europeană. Faptul că mulți români, și îl felicit pe domnul avocat Piperea, o să mă duc și eu la dumnealui pentru a mă asista în justiție, mulți români au accesat în justiție și au dat în judecată băncile și au început să câștige, băncile chiar ar trebui să ia o măsură în sensul înghețării cursului la valoarea din contract, pentru că până astăzi au câștigat destul. Nu mai plângeți pe umerii băncilor. Nimeni. Este un lobby foarte puternic pe care îl fac băncile în toate instituțiile statului. Mă mir că un guvern de stânga nu ia o măsură care e de stânga. Asta a rezolvat problema românilor care au credite în franci elvețieni. Chiar este o măsură de stânga și chiar guvernul Ponta ar trebui să ia această măsură corectă și în viziunea Uniunii Europene. Cine spune astăzi că se încalcă Constituția, dacă în riscul valutar este, vi se pare corect ca riscul valutar să fie preluat numai de client și de bancă deloc? Nu. Riscul valutar care este o problemă a băncilor? Nu, nu-i corect. Cum e un comportament sfârși? Speculativ. Cum din punctul meu de vedere, în mod normal, un guvern responsabil imediat ar da o ordonanță de urgență, pentru că cu falimentul personal e apă de ploaie. Cu ceea ce a propus doamna Birciar și noi de la Mișcarea Populară, chiar avem un amendament la acest lucru, în sensul că plata în franci elvețieni se facă la cursul din contract plus minus 20%, este un lucru corect să se facă. Deci asta este comportamentul corect al unui guvern responsabil față de cetățenii lui. Iată și mesajele de la telespectator, domnule deputat. Traian Băsescu a scăpat de dosarul Flota. Credeți că va veni în cele din urmă la PMP să fie strategia sa să scape de acuzații ca apoi să se întoarcă în forță și fără tinichele de coadă? Este un mesaj venit înainte de discuția noastră, probabil. Eu îmi doresc ce va face domnul Traian Băsescu, nu știu. Și vă repet, nimeni nu știe. Eu îmi doresc, pentru că ai altă forță cu experiența de 10 ani ca președinte și cu știința, nimeni nu știe ce se întâmplă mai bine în România decât Traian Băsescu în momentul ăsta. Altcineva întreabă, domnul deputat Marin Anton administrează câteva mii de hectare de teren agricol din domeniile ADS? Nu. Eu am acum, după un an zbuciumat, 2014, administrez în domeniul ADS 670 de hectare într-un contract pe care are societatea care este acționar, Romsem, cu ADS-ul. Deci nu mii de hectare. Nu, dar face referire la ceea ce a fost înainte, dar nu, din domeniul ADS-ului contract direct tot asta exista. Doar asta exista. Și mai erau la vremea când eram împreună acționar, împreună cu domnul primar de la Prundu, cred că erau... V-ați împăcat? Nu. Nu. Cu domnul Corbea? Nu. Nu se va mai întâmpla asta niciodată. Îi doresc succes. Fiecare cu viața lui. Iată o veste tare. Udrea se retrage. Vine Băsescu? Unde, ce înseamnă Udrea se retrage? Să de la conducerea PMP? De la conducerea PMP. Da, Udrea se retrage. Așa deduc eu. Cum să spun? Când ești președintele României, să vii la președinția unui partid de 5, că ăsta suntem noi, 5,21%, e prea puțin pentru Traian Băsescu. Dacă eram un partid mare, de 30%, sau când o fi în stare să aducem partidul la 30%, și cu ajutorul domnului președinte, atunci probabil că va fi tentant pentru domnul președinte. Acum, oferta e mult prea mică din partea noastră. Domnule deputat, ce părere aveți despre șirul acesta de arestări? Ne trezim dimineața, deschidem televizorul, Tony Greblă arestat. Nu arestat. Cristian David adus pentru să fie audiat. Ce sunt părere spețe aveți? Și spețe. Sunt spețe și spețe.
De exemplu, astăzi nu înțeleg de ce a trebuit să... Să reamintim că Toni Greblă este un fost senator PSD până în 2013, când a fost numit judecător la Curtea Constituțională. Și da. Un foarte bun profesionist. Da. Chiar dacă este de la PSD, eu n-am niciun fel de scuze dacă nu aici recunoaște meritele ca profesionist. Și Cristian David, fost ministru de interne. Eu îl știu pe Cristian David când eram la PNL, era foarte tânăr la vremea respectivă și nu, faptul că până la urmă sunt două lucruri diferite, total diferite. N-am înțeles exact acuzațiile care se aduc, foarte exact ce acuzații se aduc domnului Toni Greblă. Nu, că a fost așa o binare. Niște rochii, între... niște... Astea, în momentul când vin cu acuzații de acest gen, că am luat cordelină, că am dat rochii de 11 milioane, cordelină, lucrurile astea cu pus afișe, eu cred că toți politicienii din România sunt în defect în momentul ăsta când vine vorba de aceste aspecte, pentru că sunt tratate puțin neimportant de către oamenii care candidează. Dar în momentul când vii cu acuză de genul în biroul ministrului de interne, i s-a dat o șpagă de 500.000 de euro, bani care au fost luați din bancă de către ăla și ăla, deci cu dovezi foarte clare, în fața unor astfel de dovezi, da, ce să faci? Și spui, justiția și-a făcut datoria. Astăzi ce s-a întâmplat cu domnul Toni Greblă, nici nu știu dacă n-a fost mai mult decât un spectacol televizat, pentru că până la urmă a fost adus acolo, eu nu știu dacă nu venea și singur, dacă îl chema, trebuia adus. Cum, lăsați că așa s-a spus în multe cazuri, că spectacol... Bica. Da, Alina Bica, până la urmă Alina Bica este... Cum e Alina Bica? Este în pușcărie pentru ceva ce n-avea treabă cu postul dumneai din momentul arestării. Ea a fost arestată în plin spectacol, în plină stradă. Puteau să aibă o altă finalitate, adică nu neapărat cu spectacol. Nu cu spectacol televizat. Păi cine vrea justiție, acest spectacol? Nu știu. Justiție nu o faci la televizor. Că prea se face... Sunt mult prea multe, că așa cum spuneți dumneavoastră, cum mi-a spus de fiecare dată și cum mi-a spus la început, în fiecare zi se întâmplă altceva. Un ministru de interne, primul ministru de interne în istoria României arestat. Da. Un prim judecător de la Curtea Constituțională azi cu probleme. Da. Până la urmă, eu n-am nimic cu justiția, trebuie să-și facă treaba, clar, punct. Punct. Nu la maniera asta foarte spectaculoasă din punctul meu de vedere, pentru că s-ar putea să cazi în... Pe de altă parte, Țegran de la CCR spunea că... Deci, niște declarații care, cu o greutate fantastică, CCR este șantajat de SRI. E, nu știu, aici deja... E o declarație de după amiază, iarăși, nu știu, extrem de grav. În ceea ce privește serviciile, să știți că... Nu. Serviciile, din punctul, da, meu, de, din punctul meu de vedere, oricine. Serviciile și-au făcut totdeauna datoria față de țară. Indiferent cine a fost, din punctul meu de vedere. Că ne-a plăcut, că nu ne-a plăcut, că mai discutăm la stânga, că mai discutăm la dreapta, asta e altă problemă. Dar serviciile, în general, au fost de partea țării și au servit interesul național. Punct. Vis-a-vis de servicii. Așa că Nu serviciile trebuie băgate într-o asemenea discuție, cu toate că foarte multe lucruri vin foarte multe informații. Sunt furnizate servicii pentru că asta este menirea lor. Să furnizeze informații de care cei instituțiile statului care iau act de aceste informații să le folosească corect, legal. Dar de aici Și actul de justiție, în momentul când vorbești de 2 pe 3 km de cordelină, un capsator, nu mai vezi, una e să compari un capsator și două rochii... Cu 300.000 de euro lunar. Lui. Adică, stați și pagă. În momentul când îi spui, doamne, că a luat 500.000 de euro, a venit în biroul lui și a dat 500.000 de euro și a fost nemulțumit, când a fost în dolari și n-a fost în lei, e altă poveste. Sunt două lucruri total diferite.
De-aia, eu astăzi, vis-a-vis de domnul Grebel, așteptăm. Oricum, justiția trebuie să-și facă treaba indiferent de situație. Și cum, din punctul meu de vedere, cu mai puțin spectacol și mai mult profesie seriozitate au. Nu pot să spun că n-are. Asta e important. Până un alta n-am văzut duși cu surle și trâmbițe și luați de pe stradă și spectacol televizat ca apoi să-i dea drum, cel puțin în ultima vreme. Vorbesc despre ultima perioadă. Și după 24 de ore să le libereze. Adică au cam rămas pe acolo. Bine, instituția arestării e puțin dusă la extrem la noi și s-a dovedit că foarte mulți sunt ținuți 5-6 luni de zile ca să compenseze niște perioade. Da. Ca să compenseze la urmă, niște perioade. Toți ajung în arest la domiciliu, acum știi și modificările. Și dacă cineva a avut o problemă, nu trebuie neapărat arestat. Deferit imediat justiției, judecătorului, că și acolo procurorii, care se ocupă foarte bine de caz, și ceea ce au dovezile și argumentele procurorilor sunt luate în calcul și judecate de către un judecător. Și ăla, când a spus ăla că e vinovat, atunci... Acum știți cum e, cei de afară ne-au arătat cu degetul pentru corupție, eram certați. Nu vreau să... Poate e așa un spectacol și pentru cei de afară. Ia uitați nu, ce se întâmplă. Nu, dar să știți că în fiecare țară acest spectacol există. Nu există numai la noi. Bine. Nu suntem numai noi. Mafia nu vine din România. De la noi. Mafia au înființat-o alții în economie de piață chiar evoluată. Da, și... Gabriel Sandu. Da. Fost ministru al comunicațiilor, fost ministru PDL. Și un bun prieten. Și un bun prieten. Se spune că a început să demaște schema de finanțare a PDL-ului. A declarat că îi dădea lunar lui Emil Boc 300.000 de euro. De treaba domnului Gabriel Sandu. Cât să credem noi din ce se întâmplă? Chiar nu știu. Dacă lucrurile astea sunt dovedite, trebuie să le credem. În orice caz, trebuie mers mult mai mult pe procurori și pe justiție decât pe partea celor nevinovați. Cei nevinovați? Și se pare că în referatul... Dacă sunt excese, că până la urmă am văzut și... Dar ce părere aveți de chestia asta? La domnul Duicu, doamna Costiniu a întors dosarul înapoi. La DNA, spunând că în dosar sunt foarte multe lucruri care n-aveau treabă cu neconcordante, da. Nu, au fost unele... Că sunt și foarte multe lucruri spectaculoase, foarte multe dosare, înregistrări din convorbiri personal. Eu n-am nimic cu domnul, cum îl cheamă domnul secretar de stat, care într-o convorbire personală amenință că îl calc cu mașina pe nu știu cine sau îi se întâmplă. Până la urmă nu judecăm ce vorbește domnul secretar de stat personal cu cine o fi vorbit, cu soția dumneavoastră. Nu contează asta, contează faptul. Dacă el a spus soției că îl calc pe, nu știu, o calcă pe o judecătoare și a și făcut, atunci, aia da. Dar în momentul când vorbești cu cineva la telefon, acest lucru, din punctul meu de vedere, nici trebuia să apară în spațiu public. Pentru că nu s-a întâmplat. Dacă s-a întâmplat ceva, e ok. Apare. Până la urmă, nu judeci vorbe, judeci fapte. E nici așa. Nu duceți în cealaltă extremă. Moment, dacă eu discut ceva cu nevastă mea pe telefon, și poate îi spune vestimii ceva și sunt înregistrat. Acum să fie arestat pentru ce ai discutat cu nevasta pe telefon? Păi, nu. Depinde. Dacă, păi eu asta, exact asta spun. Depinde ce dacă, vorbiți la dacă telefon. Dacă ceea ce s-a vorbit la telefon s-a și înfăptuit, a fost o faptă, ok, ai tot dreptul să fie un argument în care să-l acuzi. Dacă nu s-a întâmplat acest lucru, nici măcar acea discuție care a avut-o la telefon, domnul secretar de stat, nu sunt un apărător al oamenilor PSD-ului. Vă închipuiți că nu sunt. N-am fost și nu voi fi niciodată. Dar sunteți fan PSD? Nu sunt fan PSD, nu. Nu sunt fan PSD. N-are nimic. Nimic. N-am fost niciodată fan PSD, nu.
V-ați depărtat ușor, ușor de subiect. V-am întrebat de Gabriel Sandu. Totuși, ce părere aveți de suma asta de 300.000 de euro lunar către Emil Boc? Tot în referatele de neauri se vorbește... Că eu nu eram acolo, nu știu ce s-a întâmplat. Domnule, nu știu dacă deputat. E adevărat, nu știu dacă... discutăm despre ce se întâmplă, discutăm despre fost ministru PDL. De asemenea, vă spun și trebuie să știți că în referatele DNA-ului este amintită și plata suspectă a creditului Elenei Udrea de 3 milioane de euro. Nu plata suspectă. Procurorii au pentru care nu putea dormi noaptea. Nu, au o suspiciune vis-a-vis de modul cum a fost preluat acel credit de un domn. Nu știu de cine. Deci au o suspiciune. Dacă au o suspiciune, să cerceteze suspiciunea. Nicio problemă. Dar de aici eu știu că doamna Elena Udrea nu a fost implicată niciun fel și nu are niciun fel de acuzație în momentul ăsta vis-a-vis de tot ce se întâmplă în dosarul Microsoft și IADS. Nu are niciun fel de acuzați. Dacă au ceva de acuzat, s-o acuze. Restul sunt speculații ale presei în acest moment și răutăți, pentru că totul vine din zona Antenei 3, care nu se ocupe de domnul Ponta, se ocupe de doamna Udrea. Mai avem... vreau să mai citim din mesajele telespectatorilor. Lucian Iliescu a declarat la o emisiune a doamnei Drăgulin, da, aici în emisiune a declarat, mai mult sau mai puțin voalat că sprijină o formulă pentru Giurgiu. Beianu la Consiliul Județean, Nicolae Florian la primărie. Susțineți un asemenea proiect pentru Giurgiu? Nu. Lucrurile nu au stat chiar cum spune telespectatorul nostru. Beianu la primărie? La Consiliul Județean, Nicolae Florian la primărie. Aici în... emisiune, domnul Lucian Iliescu, domnul senator Lucian Iliescu a declarat că vrea să candideze în 2016 la primărie, dar că nu o va face în situația, așteptați să termin, în situația în care deputatul Florian Nicolae va candida, pentru că e conștient că nu-l va bate, nu are nicio șansă. În același timp a spus că nimeni nu are nicio șansă în fața lui Nicolae Florian. Așa a spus. Și că îl susține, da, și că era televiziunea domnului, era la mine în emisiune. La dumneavoastră în emisiune, da, emisiunea domnului, la televiziunea domnului Florian. Că nu, da. Bine, nu, aia, probabil că a fost destul de diplomat, ca să spun așa. Nu, n-a fost, a fost tocmai că a fost direct și neîntrebat a spus acest lucru. Din punctul meu de vedere, favoritul numărul 1 la primăria municipiului Giurgiu în 2016 va fi domnul Nicolae Barbu. Pentru că e primar în funcție, știe exact ce să facă, are doar un mandat în spate, are un electorat pe care l-a îngrijit și l-a adus în jurul dumnealui de foarte multă vreme. După aia vin ca și contracandidat domnul deputat Nicolae Florian, care este, eu am o relație foarte bună cu domnul deputat Nicolae Florian, care muncește extraordinar de mult, muncește, face foarte multe lucruri bune pentru municipiul Giurgiu, dar care are defazajul că în momentul ăsta e în același partid cu domnul Barbu și nu știu cum se va rezolva, că dacă PSD-ul își va desena un candidat, acela va fi domnul Barbu, da? Are acest defazaj și în plus nu are încă o structură foarte puternică în județul Giurgiu. După aceea vine și domnul Beanu, care a pierdut momentul oportun, care a fost 2012, au mai pierdut și alții momente oportune pentru alte posturi în județul Giurgiu, dar asta e viața. Deci domnul Beanu a pierdut momentul oportun în 2012. Acum e interesant ce se întâmplă la PNL Giurgiu.
cineva trebuie să-și dea demisia, vine da, și astăzi șef, au fost aruncate așa niște șef, petarde în, vine în presă din afara, că se întrunește. Din afara Giurgiului, o doamnă blondă și frumoasă, nu e vorba de Elena Udrea, dar... N-ar avea ce căuta. De ce să aibă ce căuta? Elena Udrea la PNL, la PNL și da. Să facă și ordine. Ei, uite, de ce nu mă întrebați de ce, că domnul Traian Băsescu este membru de drept al noului PNL în momentul ăsta. Așa? Și... E o întrebare frumoasă. Bine, care... vreau să rămânem, dacă tot telespectatorul nostru ne-a adus la Giurgiu cu discuția, intenționam să vă întreb și despre Giurgiu. Firește, asta ne interesează cel mai mult. Se fac tot felul de speculații, ecuații vis-a-vis de alianțele care se vor face până atunci. Ce părere aveți? Până atunci, mă refer la 2016, an electoral. Mie nu mi-a plăcut execuția domnului Marciu de ieri. Personal, nu-l înțeleg pe domnul Bădălău. Dacă multe am înțeles și mi-e prieten, vis-a-vis de domnul Marciu, nu înțeleg de cum a lăsat, fiind partid la putere și cu guvern, cum a lăsat să apeleze la ultima soluție, atacul prefectului asupra acestei decizii. Pentru că domnul Marciu astăzi este ținut în funcția de vicepreședinte prin acest atac al hotărârii de către prefect. Nu înțeleg, pentru că avea pârghiile. În momentul în care aduci atâția bani în Giurgiu, ai și toate pârghiile să rezolvi anumite probleme. Plus că se fac foarte multe speculații că ceea ce s-a întâmplat tot datorită faptului că ar fi o înțelegere între domnul Mustățea și domnul Bădălău. S-ar putea ca domnul Mustățea să facă un asemenea gest. La nivelul dumnealui se poate orice. Numai că din acest gest este executat domnul Marciu, care nu merită această situație. Mă rog, viața ne va demonstra ce se va întâmpla, ce s-a întâmplat de fapt, și vom vedea dacă într-adevăr a existat o execuție în piața publică a domnului Marciu sau nu. În orice caz, clar, punct, nu merita. Domnul Marciu nu merita acest lucru. Ce părere aveți de... există râca asta nerecunoscută oficial între Dumitru Beanu și Vasile Mustățea? Dacă mă puneți pe mine să aleg între cei doi, știți foarte bine că aleg pe domnul Beanu. Care, nu știu. Ba da, vă spun. Știu că îl simpatizați pe domnul Vasile Mustățea. Eu l-am simpatizat înainte să fie președinte de Consiliul Județean. În momentul când a ajuns președinte de Consiliul Județean și a dat, cum să zic, cum, ca să fiu mai aproape, arama. Și a dat așa, arama pe față. Că arama este un aliaj. O vorbă din un aliaj, nu, e un aliaj foarte drag unei anumite zone care se ocupă cu căldări, cu chestia asta în România. Deci și... nu fiți... Nu. Vă rog, da, frumos, fără domnul Mustățea și-a dat arama pe față în momentul în care a devenit președinte Consiliului Județean. A distrus un partid, l-a distrus pe Iliescu, m-a făcut pe mine să plec de la partid, că asta este adevărul, și acum l-a distrus și pe Beanu. Și care credeți că e soluția? Că nu o să vină doamna blondă și frumoasă și să semene floricele și o să fie o primăvară la PNL Giurgiu? PNL-ul la nivel central a luat o decizie înțeleaptă să termine cu nebunia de la Giurgiu, să aducă pe cineva neutru ca să pună lucrurile de acord. Astăzi au fost aruncate câteva petarde prin presa locală. Spuneau că se va întruni biroul permanent județean al PNL Giurgiu să-l demite pe domnul Bean. De și la șefia organizației. Și eu știu că e în curs municipal de execuție, dar cel care îl execută e tot domnul Vasile Mustățea, că așa îi place. Domnul Mustățea a început să execute. Pe cine? Pe foarte mult. Dacă l-a executat el pe tatăl lui, care l-a luat și l-a hrănit, Lucian Iliescu, e vorba despre Lucian Iliescu. Lucian Iliescu l-a luat după stradă, i-a dat să mănânce, i-a dat să bea, i-a făcut și o casă, i-a făcut și o masă, l-a dus și la restaurante în București, l-a învățat să bea și vin, să bea și apă și mai mult coniac, la un moment dat nu știa ce bea,
domnul Vasile Mustățea. Dar de unde știți dumneavoastră? Știu eu că eram acolo și că... să demonstrați. Da, 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 nu poți demonstra, dar am, vă pot aduce aici cel puțin trei oameni care o să vă confirme că nu știa ce bea. Dar mă rog, asta e altă poveste. Deci, tatălui Vasile Mustățea s-a numit Lucian Iliescu și așa se numește. Dacă el l-a omorât pe Taxo, conform unei foarte bune zicale românești, vedeți că n-am zis românești, da. Cine îl omoară pe Taxo, da? Așa că Dumitru Beianu îl mănâncă la apelul de seară, nu... El mănâncă așa pe pâine. Înseamnă că e foarte puternic Vasile Mustățea? Nu, e o senzație. Vasile Mustățea își trăiește ultimile zvâgniri, așa ca să spun, și ca să fac și mai mult rău, o să-l execute. Eu sper să nu-l execute pe domnul Beanu. Eu sper, pentru că până la urmă domnul Beanu e un om care poți discuta. E altă cultură, altceva. Ce părere aveți așa? Despre ce se întâmplă păcatul cel mare este că vedeți domnul Beanu a fost executat de către Lucian Iliescu, dar execuția a fost făcută, știți că există criminalul moral, autorul moral e tot Mustățea, așa că îl execută și a doua oară. Mă rog, satisfacția asta de a executa oameni și de a distruge echipe și, până la urmă, la Vasile Mustățea asta e realizarea. A luat un PNL cu 32 de primari și pe locul întâi și a ajuns, ați văzut unde, ce diferență între PSD și PNL acum. Cel mai prost rezultat la alegerile domnului președinte Iohannis în România le-a avut PNL Giurgiu cu președinte de Consiliul Județean. Și cu, acum 2 ani când i-a lăsat Lucian Iliescu, i-a lăsat cu 32 de primari. Asta, cea mai puternică organizație din țară. De la cel mai puternic din țară, într-un an jumate să ajungi pe ultimul loc în țară, trebuie să recunoaștem că e un record mondial. Vasile Mustățea. În 2016, ce face PMP în 2016 la locale? V-am spus, la locale. Dorința noastră este ca în 2016 să ne confirmăm ca un partid puternic în locale și să ajungem în jur de 20-25% la alegerile parlamentare și să putem intra la guvernare într-o alianță. Cu ce v-ați gândit? Cu ce defilați în 2016? Mie îmi place foarte tare modul cum pune problema, chiar dacă sunt pe stânga, domnul Vanghelie. Până în 2016 pot apărea mai multe partide. Partide de stânga, partide de dreapta, sunt tot felul de lucruri noi. Românii au dat clar un semnal în noiembrie, la alegerile prezidențiale, că s-au săturat de politicienii vechi și de partidele vechi. Din punctul meu de vedere, este momentul ca o generație să preia frâiele, începând cu alegerile locale, o generație nouă, tânără, să preia frâiele din alegerile locale din 2016. Eu îmi doresc pentru partidul Mișcarea Populară. Ce faceți la Giurgiu în 2016? O să avem surprize plăcute vis-a-vis de PMP la Giurgiu. De acum vă spun. De unde știți? Adică plăcute pentru cine? Pentru viața politică din Giurgiu, pentru că noi cei de la PMP am avut totdeauna o anumită abordare mult mai pragmatică față de ceilalți și mai nepopulistă față de ceilalți, așa că sper să facem câțiva primari buni, să intrăm și cu niște primari care sunt în funcție acum. Da. Mai ales cei care sunt de un prim mandat. Avem discuții. Va fi ceva tumultos și... Cu aceeași echipă veți ieși cu care ați ieșit acum la prezidențiale? Nu. Mă închipuiți că nu. Acum la prezidențiale... Mă refer nimic, la nucleu, nimic, la vocea PMP. Oamenii din PMP, vocea vă închipuiți PMP. Că cei care suntem acum în PMP vor rămâne în PMP. Rămâne reprezentativ Ionel Dinu la PMP? Dar de ce aveți cu Ionel Dinu? Ionel Dinu este un consilier care se zbate foarte mult. Și eu n-am nimic cu... Se zbate la propriu. Se zbate și la propriu și la figura. La propriu, fizic. Și fizic. E, din punctul meu de vedere? Nu. Din punctul meu de vedere... Da, Ionel Dinu, dacă mă întrebați de Ionel Dinu, dacă mă întrebați strict de... Da, Ionel Dinu, rămâne în PMP. Rămâne în PMP. Păi, e cel mai bine. Nu, Ionel Dinu jignește jurnaliști și încearcă să atragă în scandalul. Ionel Dinu
E o figură, e special în Giurgiu și jurnaliștilor, și jurnaliștilor giurgiuveni le place să stea de vorbă foarte mult cu Ionel Dinu. Și în momentul când îți place să stai foarte mult de vorbă cu Ionel Dinu, trebuie să iei asistă și partea bună circ. Și partea rea. Asistă la circ, că n-a spus niciun jurnalist bravo Ionel Dinu. Wow! Vă dau din foarte mulți jurnaliști giurgiuveni care îl apreciază pe domnul Dinu. Vreau să... Nu-l apreciază dumneavoastră, asta nu înseamnă că... Nu, îmi este indiferent. Că dacă vrea indiferent, nu-i pomeneați numele. Nu, am întrebat despre vocea PMP, pentru că vocea a fost PMP cel mai sunt vocal. Eu. Nu, Ionel Dinu a fost cel mai vocal. Mai de la, vocal decât mine? De la PMP. Bineînțeles, în campanie, desigur. Ei, nu, nu. Da, în conferință. Și mă refer la timbrul vocii și mă refer la... A, la lucrurile spectaculoase. Da. El e un tip spectaculos. Da. Deci nu l-am lezat cu nimic pe Ionel. Nu, dar de ce nu vă uitați la PMP, la tinerii pe care îi impunem? Alin Răsuceanu, care apare în conferință de presă, domnișoara Ghidănac, care apare în conferință de presă. Niciodată nu v-ați uitat, doar la Ionel Dinu. Eu am promovat și promovez foarte mulți tineri la PMP. Stați puțin, nu vă enervați, domnule. Nu mă enervez, vă arăt eu. V-ați enervat. N-am comentat tendențios. Și mi se pare că vorbim foarte mult despre Ionel Dinu și nu mă atrageți, nu încercați să mă atrageți într-o discuție, că voi face public un mesaj pentru care și-a și cerut... Scuze, public, bine, n-am digerat. Înseamnă că e educat. Scuzele. Nu, dacă înseamnă că i s-a impus. Scuze, înseamnă că e un tip înseamnă educat. Că i s-a impus. De, eu nu vreau să continu. Eu, dacă mă vedeți impunând ceva, greșiți. Nu dumneavoastră. Da. Traian Băsescu a fost mereu o locomotivă, spune un telespectator. Pentru toate partidele prin care a trecut, va avea forță să tragă și PMP. Da. Va avea forță să tragă și PMP. Da, zice bine și mulțumesc domnului. Cine? Un prieten de-al dumneavoastră a dat mesaj, nu știu. Păi de unde știți că e prieten? Păi e un mesaj de bine și e singurul. De bine? De bine. Nu, n-au fost mesaje de rău, lumea are curiozități, giurgiuvenii au curiozități. Corect. Aveți un stil... Un stil și niște reacții care fac deliciul telespectatorilor de multe ori și știți asta și profitați de lucrul ăsta. Nu știu, eu sunt cât mai, încerc să fiu cât mai normal și cât așa cum sunteți dumneavoastră vă simțiți sunteți bine. Natural. Și așa cum sunteți și vă simțiți dumneavoastră bine în emisiunea noastră și eu mă simt foarte bine în emisiunea noastră și sper să fac față rigorilor dumneavoastră și spectatorilor emisiunii noastre. Mulțumesc frumos! Întâlnirea de la Davos a generat reacții. Da, este un... BCE a ajuns la vorba lui Mario Draghi. Se pare că 1100 miliarde de euro vor intra în economia Uniunii Europene. Vedeți o oportunitate și pentru România? Avem o politică coerentă în acest sens? Pe canalele media astăzi nu l-am văzut decât pe greblă. Davos, nimic. E planificată treaba asta în media centrală sau suntem idioți cu toții? Nu, idioți cu toții. Hai că vă întreabă. Idioți cu toții nu suntem, clar. Punct. V-a văzut plimbându-vă la emisiunile naționale și vă întreabă. Așa, are dreptate. Are dreptate. Iarăși are dreptate. Dar vreau să-i răspund că televiziunea trăiesc din rating. Ce se întâmplă la Davos e un subiect pe care nu vreau să supăr pe nimeni, dar neinteresant pentru foarte mulți români. Mai interesant este ce se întâmplă cu un politician. Și dacă ne uităm la toate televiziunile de știri, care sunt televiziuni comerciale... Poate nespectaculos, nu ne interesează. Sau, da, spus și așa, neinteresant. Da, din punct de vedere al... Până la urmă, ratingul contează. E o competiție. Circ. Să știți că eu n-am zis circ, am zis spectacol. Spectacolul e mai... Ne place spectacolul. Ăștia suntem români cu toții și ne place acest spectacol. S-a întâmplat un accident între două mașini... Pe stradă vin la spectacol extraordinar mulți. La noi găsești, nu ai loc după aia să treci cu mașina din cauza faptului că s-au adunat foarte mulți oameni să vadă ce s-a întâmplat acolo. Au n-au treabă, stau acolo. Ăștia suntem, n-avem, ne place spectacolul, televiziunile servesc oamenilor ceea ce le place,
neplăcându-le foarte mult ceea subiectul de la Davos, probabil că de asta n-a fost extraordinar de mediatizat, dar spectatorul dumneavoastră, care e foarte bine informat și avizat, are dreptate. Ceea ce îmi place să cred este că, într-adevăr, noi avem foarte mulți bani de la Uniunea Europeană, noi dorim să și accesăm fondurile europene și să și cheltuim banii de acolo. E un lucru în care guvernanții au primul cuvânt. Faptul că până astăzi, cu toate că am intrat în exercițiu nou bugetar 2015-2020, că e acolo cu planificarea anuală, nu ca la noi, și încă noi n-am început să facem chemări la proiecte pentru diverse proiecte economice pentru cei 40 de miliarde de euro pentru care avem de cheltuit în acest exercițiu financiar, e o problemă. Și într-adevăr, asta e o problemă a guvernului României. Să vedem, să sperăm că ceea ce a spus domnul Teodorovici, domn Juanul ministrilor din România, se și întâmplă cândva în România și începem să lucrăm pe bani, pentru că avem nevoie de bani. Domnule deputat, am ajuns la finalul emisiunii. Vă întreb pe final, vă mai întâlniți cu cei care v-au ales? Da. Unde? Tot spațiul din județul Giurgiu. Audiențe? Audiențe, am audiențe. Foarte mari probleme sunt pentru cei care au probleme cu pământurile, au probleme cu proprietatea, au probleme cu primarii și sunt în imposibilitatea să le rezolv, pentru că nu e o problemă a mea. Nu e o problemă a deputatului. Dar nu fac altceva decât să mă fac purtătorul dumnealor de cuvânt, să încerc să stau de vorbă cu cei îndrituiți să le rezolve aceste probleme. Planuri serioase pentru 2015? Serioase, da. În plan personal și în plan politic și în plan economic. În plan politic, probabil că vă interesează, pregătirea unei formații puternice pentru a ataca alegerile locale din 2016. Ăsta e anul pregătitor. Probabil că la anul, pe vremea asta, deja discutăm, să mă întrebați, că e prima dată când vin la o emisiune la dumneavoastră a noastră, să mă întrebați ce echipă am eu și ce am realizat într-un an de zile. Fără îndoială, așa va fi. Mai avem un mesaj. În ce relații mai sunteți cu domnul Corbea? V-am întrebat și eu mai devreme, niciun fel dar de relație. Ați răspuns așa. Niciun fel de relație. Nu. E un subiect închis. Nu pot să vorbesc, e un om cu care am lucrat atâția ani de zile, nu pot să vorbesc de rău ceea ce el face în toată presa. Asta este. E un subiect închis, fiecare cu drumul lui. Există un Dumnezeu și Dumnezeu îl va judeca. Da. Domnule deputat, vă mulțumesc că ați venit în emisiune, vă mai aștept și cu altă ocazie atunci când se întâmplă. Chiar îmi place. Când se întâmplă lucruri care merită discutate aici. Preferăm veștile bune. Sunteți susținătorul cauzei celor care pierd în războiul cu francul elvețian. Poate veniți să ne spuneți mai multe, poate chiar vă implicați în concret un amendament. Am amendament făcut pentru chestia asta. Da, și poate se concretizează, asta am vrut să spun. Doamne ajută! Spre fericirea multora, poate să fie și o lecție pentru români, asta ar putea servi, nu? Da. Ca și o lecție. Da. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii, vă văd telespectatorii noștri toată ziua, vă place la televizor. Nu. Dar sunteți reprezentativ pentru Partidul Mișcarea Populară. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția din această seară. Noi ne revedem luni la audiența cu ediție absolut specială pe care aștept să o urmăriți și să o comentați în direct. Până atunci, vă rog. Aștept să mă aduceți o dată la masă aici în emisiunea noastră împreună cu domnul Mustățe. Aici se întâmplă lucruri atunci inedite. Atunci să vă văd talentul niciodată de ne pune la masă să discutăm. Și vă promit
vă promit, vă promit solemn, că niciodată nu voi face referire la lucruri care nu vă plac dumneavoastră. Da. Și aici vorbim la niște cuvinte pe care le-ați folosit într-o altă emisiune și pentru care v-am taxat, mi-ați întrerupt, doamnă, mesajul de la revedere. Era how do you do? Mi-ați întrerupt mesajul de la revedere, era, domnule deputat, emisiunea. Eu l-am luat din romanesc, l-am luat how do you do? Deci nu era nimic. How do you, ce faci? Cu metre, adică... Era pur și simplu elegant ce-l întrebam. Încercați să aveți o atitudine de deputat, domnule Marin Anton. Pentru că... Nu a fost, credeți-mă, nimic jignitor. Nimic jignitor. Dacă probabil că aveam, dacă era ceva jignitor în ceea ce am spus, mă dădea în judecată. Dar n-am avut niciun fel de repercusiune, pentru că l-am întrebat foarte serios. Acum, dacă întrebam how do you do, mă puneați așa la punct, nu, așa e bine să vorbim în limba română. Trebuie să încheiem, să ieșim, doamnelor și domnilor, ne revedem luni la audiența cu ediție specială. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu, numai bine!